Care este motivul pentru care vin oamenii în asta în grup voluntar? What is the reason for which? Motivele, în ordine așa. Reason or reasons ordered for which people are coming into your satsang? I actually don't know. Chiar nu știu. Maybe we ask the people. Poate să îi întrebăm pe ei. So, why do you come to my satsang? De ce vii la mine la satsang? Yes. For what I'm feeling when I'm here. And what do you feel when you are here? Și ce simți când ești aici? Bucurie, pace, joy, peace, harmony, safety. That's great. E grozav. Pentru conexiunea directă. And for the direct connection. Thank you. Why do you come? Tu de ce vii? I'm also wondering why do I come? Because I never dare to come to the chair, so... Mă întrebam și eu de ce vin, că n-am îndrăznit niciodată să vin pe scaun. În față. Știu că asta nu e ceva cu trebuie. Why I come because I hope to better understand myself. Dar vin pentru că sper să mă înțeleg mai bine pe mine însă. And also because I feel a soft energy that is surrounding you and actually de asemenea pentru că simt o energie blândă care este în jurul tău și care ne înconjoară pe ne îmbrățișează pe noi toți. Thank you for. That's why I come. De-aia vin. Thank you for sharing. Mulțumesc pentru împărtășire. And you. Și tu. Îl aduc eu. Am crezut că se dă ceva. I thought something is given. Yeah. So I'm still waiting for something to be given to us. Deci încă mai aștept să ni se dea ceva. Ceva bun. But this is not going to happen. Da, asta nu o să se întâmple. It depends. Depinde. It depends what you want. Depinde ce vrei tu. Maybe you don't need to answer that now. Nu e nevoie să răspunzi la asta acum. But maybe really you can look what is it, what do I want to be given? Dar poate vrei să te uiți puțin, să te întrebi ce anume vreau să mi se dea. And maybe I can point you to that. Și poate că te pot îndruma către aia. So where do you come? Tu de ce vii? Am văzut o înregistrare video. I saw a video recording with you. Și am simțit o stare de liniște. And I felt a state of silence. Și am fost cumva atrasă. And somehow I felt attracted. Și am simțit să vin că am gândit că poate așa găsesc o rezolvare la problemele mele. And I thought like coming, thinking that maybe in this way I am going to find the solution to my problems.
Adică frică, furie. Meaning fear, anger. And did it help already a little bit? Și te-a ajutat deja măcar un pic? Foarte. Very much. Okay, great. Thank you for sharing. Grozav, mulțumesc pentru împărtășire. So why do you come? Deci tu de ce vii? Pentru a rămâne mai mult în conștiința cine sunt. To stay longer in the consciousness of who I am. Să mă reamintesc cumva și să fiu mai centrat. To somehow recall and be more centered, recall the state of being and be more centered. And does it help? Și te ajută? Da, yes, mult. Foarte mult. And why do you come? Tu de ce vii? I have come to the recognition that it doesn't have to be in the way I thought life should be. Mi-am dat seama că viața nu trebuie să fie așa cum mă gândesc eu. And that gives me a great joy. Și asta mi aduce o mare bucurie. And I just enjoy being here. Și pur și simplu îmi place să fiu aici. Thank you. May I ask you too? Pot să te întreb și pe tine? Yeah. A friend told me about this satsang. Mie mi-a spus o prietenă despre satsang. And I said, yeah, I will try, but I was skeptical. Și deși la început eram sceptică, am zis bine, o să încerc. But from the first Friday I came. Dar din prima vinere în care am venit, April, asta în aprilie, I felt the way in which you present stuff. Am simțit că felul în care tu prezinți lucrurile, it's straight into the center. Merge direct către centru. So I feel I don't lose my time in other techniques or. Deci simt că nu-mi pierd timpul cu alte tehnici sau. That just go around what's the essence. Modalități care se învârt în jurul esenței. And I appreciate it very much. Și apreciez foarte mult. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Eu am dat seama de la o colegă de muncă. I found out from a work friend at work. Pentru că discutasem cu ea mici probleme. With whom I had discussed small problems. Și mi-a recomandat să vin aici să văd cum mă simt, cum. And she recommended me to come here and see how I feel, how I am. Și să găsesc probabil soluția pe care o caut sau rezolvarea problemelor mele. And probably to find the solution to my problems or a resolution for my problems. And did you found already some little bit? Ai găsit deja măcar un pic ceva? Soluția la problemele mele, da. The solution to my problems, yes. Și da, mă simt din ce în ce mai bine, chiar dacă exterior mă simt obosită. I feel better and better, even though externally I feel tired. Mm. Thank you. Mulțumesc. Where did you come? Tu de ce ai venit? I heard about you from a friend of mine who visited you in Germany.
Am auzit de la un prieten de tine, de la un prieten care te-a vizitat în Germania. Și prietenul ăsta al meu era mare căutător în lucrurile astea spirituale și tu l-ai impresionat. Și am vrut să te întâlnesc. Thank you. Mulțumesc. Who wins next time? Dann sag's in Deutsch. Hauptsächlich um diesen inneren Frieden zu erleben. Mainly to experience the inner peace. Deci am venit în special ca să trăiesc pacea interioară. And you, why did you come? Și tu, de ce vii? De ce ai venit? Prezență. For presence. Și pentru ce se transmite, de fapt, dincolo de cuvinte. And for whatever is transmitted beyond words. Thank you. Mulțumesc. Do you also have some words? Ai și tu câteva cuvinte pentru noi? Da. Mi-a atras atenția sesiunea de vindecare. Și the healing session was catching my attention, but at the beginning I came out of curiosity. And I felt very well here. I found the peace, the silence. Și îmi doresc să învăț meditația de aseară. And I want to learn the meditation last night so that I can participate in it all the time. Thank you. Mulțumesc. You like to come? Yeah? Vrei să vii aici? I think it's because the color. He doesn't like it. He doesn't like it. Blue. Blue. Maybe. Deci am căutat să înțeleg mai bine. I was trying to better understand why I'm coming. Și o să încep cu sfârșitul. And I will start with the end. Și anume că, which is, ceea ce caut este liniștea interioară. What I'm looking for is inner silence. Este pace. Or peace. Și cumva am început să înțeleg. And somehow I began to understand că aș putea să o descoper. That I could discover it. Sau că s-ar putea revela mie. Or that it could reveal itself to me. În acele locuri unde nu este nimic de predat, nu este nicio învățătură. In those places where there's nothing to teach, there's no teaching. Unde nu este nimic de transmis. Where there's nothing to convey, to transmit. Nimic de recepționat. Nothing to receive. Nimic de primit. Nothing to get. Nimic de dat. Nothing nimic, to give. Nimic. Nothing.
Dar cumva înțeleg că exact în acele locuri pot să înțeleg ce este liniștea interioară. And somehow I understand that it is exactly in those kind of places I can understand this inner silence. Da, sau să o descoper. Or to discover sau it. Sau să fiu ajutat să o descoper. Or to be supported to discover it. Deși este greșit să spun că să fiu ajutat. Although it's wrong to say that to be supported. Pentru că din nou înseamnă că aștept să primesc ceva. Because again it's like saying that I'm waiting to get something. Și știu că nu e nimic de primit. And I know that there is nothing to get, to receive. Okay, maybe a smile. Poate doar un zâmbet. Like this guy here, this statue. Ca tipul ăsta de aici, statueta. Yeah. What his, ce ne dă nouă statuia asta? What is it giving to us, this statue? Poate doar o stare. Maybe just a state. Și ajung din nou la final. And I'm going again back to the end. Caut o liniște interioară. I'm looking for the inner silence. And can you find it? Ok, piece, bucăți, părți, I din când în când. Just parts now and then. Yeah. Mm. Tot timpul. Not all the time. Mm-hmm. And now? Și acum? Can you find a little part of silence right now? Poți să găsești chiar acum o bucățică din liniștea asta? So, if you like. Deci dacă vrei. Let the attention go to this little part of silence. Lasă să atenția să se ducă către bucățica asta de liniște. Maybe you can share or tell me what happens when. Și poate poți să-mi împărtășești ce se întâmplă. When the attention goes to this little part of silence. Când atenția se îndreaptă către această bucățică de liniște. E foarte greu de exprimat. It's very difficult to express. I understand. Înțeleg. Ca și când e ceva foarte rafinat și fin și eu încerc să-l dau naștere la ceva grosier și... It's as if it's something that is very fine, very gentle, and by trying to describe it, I make it into something more gross. Yeah, I understand. And you express it beautifully. Și ai exprimat minunat. So what I discovered over the years. Deci ce am descoperit eu de-a lungul anilor? If I want to experience silence or peace. Este că dacă vreau să am experiența liniștii sau a păcii. I have to find something right now here what is at peace. E nevoie să găsesc chiar acum, să găsesc ceva aici care deja este în pace. And even if it is very little tiny. Și chiar dacă este ceva foarte mititel. Maybe I find it only a very tiny piece of peace. Dacă găsesc o bucățică cât de mică. But when that's get my attention. Când aceea capătă atenția mea. It's becoming bigger. Devine mai mare.
Nu este altceva decât un fel de spațiu. It's nothing else but a kind of space. It's nothing else but a kind of space. But a kind, but a kind of space. Yes. Actually, the fact. If we look to the material, dacă ne uităm la ce este material, scientists found out. Oamenii de știință au aflat. That there is the core of the atom. Că esența atomului. And around the core of the atom, the electrons are deci, moving. În centrul atomului și în jurul lui se învârte electroni. And all material stuff exists out of atoms. Și toate lucrurile materiale sunt alcătuite din atom. And the atom itself. Iar atomul însăși. The most part of it. Cea mai mare parte a lui. 99.99%. 99,99%. Is space. Este spațiu. So that space is everywhere. Deci spațiul este peste tot. Senzația mea acum. My current sensation. Este că atunci când sunt mai conștient de acest spațiu. Is that when I'm more conscious of this space. E ca și când descoper și liniștea interioară. It's as if I discover also the inner silence. Yes, it's the same. Yes, yes, yes. Da, sigur că da. Yes. So now you don't need to wait anymore. Deci acum nu mai ai nevoie să aștepți. That it will be given to you. Să-ți fie dat ceva. Nu, nu mai este nicio așteptare. No, there's no more expectations. Great. Grozav. Dar nu este nici ca și când ei se întâmplă o mare revelație. But also it is not like when a great revelation arises. Fulgere, artificii. Fireworks and this kind of. You are different. You are a different type. Tu ești într-un alt fel. For me it's also was also like this. Și pentru mine a fost la fel. Very unspectacular actually. Foarte non-spectaculos. And yet. Și totuși. I didn't find anything better. N-am găsit nimic mai bun. Așa m-a fost și eu revelația când m-am gândit care ar putea fi cel mai prețios dar pe care l-aș putea da copiilor mei sau copilului fetei. This I also had this revelation when asking myself which might be the most precious gift I could give to my children. And is this și este această liniște interioară. And it's this inner silence. Adică aș fi cel mai fericit om din lume. I mean, I would be the happiest person in the world, man in the world. Dacă aș ști că copiii mei au
pacea sau liniștea interioară. If I knew that my children have this peace or inner silence. I understand. Indiferent de condițiile internet. Materiale, că no sunt săraci sau bogați. The material circumstances, if they are poor or rich. Dacă au reușit sau nu la examen. If they succeeded in exams or not. Dar dacă îți liniștiți, but este fantastic. They are in peace, then that's fantastic. Și știu că acest lucru nu poate fi dat. And I know that this is not a thing that can be given. Yes. 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 Și în momentul ăla am realizat că da, atunci, dacă eu îmi doresc asta pentru copiii mei, să zic, copilul meu. And at that moment I realized that if this is what I want for my children, my child. Cumva asta îmi doresc și eu. Somehow this is what I want for myself too. Do you want it now? Și vrei asta chiar acum? It's just a word I want. Yes. E doar un cuvânt, yes. Vreau. And I just wanted to point out. Dar doar vreau să subliniez. That you don't need to want it anymore. Că nu mai e nevoie să o vrei. Because you are directly vibrating out of it. Pentru că vibrez direct din ea. Din această pace. To that peace. And I understand that so good that you want your children to experience that also. Înțeleg că e așa de bine să vrei ca și copiii tăi să aibă trăirea asta. And very rarely my children ask me about it. Și pe mine copiii mei foarte rar mă întreabă despre asta. But when they ask for it. Dar atunci când I'm at their service. Când mi-o cer, sunt în slujba lor. And if it isn't their interest. Chiar dacă nu interesează. I cannot. It would be waste of energy and time. Ar fi o pierdere de energie și timp. To show them something that they don't want to see right now. Deci dacă nu-i interesează, aș pierde timp și energie ca să le arăt ceea ce ei nu vor să vadă în moment. And it's not only with my children. Și nu este vorba numai de copiii mei. It's with everybody. Ci de oricine. But in the beginning when I discovered this beauty of peace. Însă la început când am descoperit frumusețea acestei păci. I wanted everybody to know that. Vroiam să știe toată lumea despre asta. And I spoke to my friends and to my family and to all come to see Isaac. Am vorbit cu toți prietenii mei și cu familia și cu toți pe care i-am întâlnit. Haideți, veniți la Isaac. But there was so much resistance. Dar era așa de multă rezistență. And they tried me to somehow to spoil that peace. Și cumva încercau să îmi strice pacea. Somehow they told me, "Ah, you're crazy." Îmi spuneau cumva că sunt nebun. You believe one of these charlatans. Că mă încred în unul dintre șarlatanii ăștia. He just wants your money. Care nu vrea decât banii tăi. And you are so stupid. Și ești așa de prost. There is no peace. Nu există pace. Yes. But then sometimes. Dar apoi uneori one or two friends were saying, "Okay,
In God's name, I go with you to the surf. Unul sau doi dintre prieteni ziceau, ok, pentru numele Dumnezeu, hai că venim și noi la satsang. And I said, oh, hallelujah. Iar eu ziceam, aleluia. But these satsangs, when my friends were coming there, dar satsangurile astea, atunci când veneau prietenii mei la ele, they were really stressful for me. Pentru mine erau foarte stresante. Because suddenly, I had the feeling, Isaac is telling such a bullshit now. Pentru că aveam sentimentul brusc așa, aolo, ce prostii spune Isaac. Oh, he spoils it all. Strică toată tărășenia. Of course they think that I'm crazy. Bineînțeles că ăștia o să creadă că sunt nebun. So, I didn't even do that anymore. Așa că n-am mai făcut nici asta, nu i-am mai chemat. If people then ask me, when is Isaac coming again? Dacă oamenii mă întreabă când mai vine Isaac, I said, look at când mă întrebau, look at Google. Le trimiteam să se uite pe Google. Google knows everything. Pentru că Google știe tot. Da. Cea mai mare greșeală este să vin la aceste satsanguri cu așteptări. Yes, the worst mistake is for me to come in these satsangs with expectations. Pentru că nu vor fi niciodată îndeplinite. Because they are never going to be met. Rarely. Very rarely. Foarte rar. Dar nici nu trebuie să fie îndeplinite. But also they must not be met. Yeah, but look, you had the expectation to... Da, uite, tu ai avut așteptarea... That some inner peace is given to you. Că o să ți se dea ceva liniște interioară. And pace. You allowed yourself to speak it out. Și ți-ai permis să spui asta cu voce tare. And we both just looked together. Și atunci ne-am uitat împreună. I didn't give it to you. Nu ți-am dat-o eu. But you discovered it. Ci tu ai descoperit-o singur. So, also this can be a very strict spiritual concept. Deci și asta poate să fie un concept spiritual foarte strict. That we should not have expectations. Și anume că nu trebuie să avem așteptări. But I know that I was also very strict with myself. Dar știu că și eu am fost foarte strict cu mine însămi. But as more as this could soften. Și cu cât mai mult se poate înmuia. I really asta. Could ask what I want. Deci pe măsură ce m-am înmuiat, ca să zic așa, am putut să cer ce vreau cu adevărat. Senzația mea este că am putut cumva să înțeleg ce înseamnă pacea. I feel that somehow I was able to understand what the peace is. Exact în momentul în care nu am mai avut așteptări, dorințe. Precisely at the moment when I had no more expectations, wishes. Este ca iluminarea, ca o glumă. It's like enlightenment, yes. Like a joke. Dacă o vrei, nu o să o capeți. If you want it, you will not get it. Yes, exactly. Yes. That's somehow it is like that. Da, cumva așa este. But if you want it, dar dacă o vrei, then it's good to meet somebody who knows it. Atunci e bine să întâlnești pe cineva care o cunoaște. And can point you to that. Și care te poate ghida către ea. In the way that I like it to ask questions. Eh? Într-un fel în care, de exemplu, mie îmi place să pun întrebări.
So if I would have said to you, now find something that is at peace here. Dacă ți-aș fi spus, de exemplu, găsește acum ceva care este în pace aici. Maybe it would stress your organism. Poate că organismul tău s-ar fi stresat. But if I ask you, can you find something that is at peace? Dar când te-am întrebat, poți să găsești ceva care este în pace? Then you are open to say yes or no. Atunci tu ești deschis să spui da sau nu. If you would have said no, dacă ai fi spus nu, then I would ask, and how is it there? Atunci te-aș fi întrebat, bine, și cum e acolo? Or what do you notice when you look there? Sau ce observ când te uiți acolo? And then you can discover it yourself. Și ai putut să descoperi singur. Și cumva înțeleg și de ce totul este așa cum trebuie să fie. And somehow I understand why everything is as it is supposed to be. No, nu fără greșeli, nu există greșeală. Without mistakes, there's no such things as mistake. Now you speak like the enlightened ones. Acum vorbești ca maestrii iluminați. O să tac. I will shut up. No, it's beautiful. De ce? E minunat. How lovely is it to notice? Cât de minunat este să observi. That there never was any mistake. Că n-a existat niciodată vreo greșeală. Everything is perfect. Totul este perfect. It's wonderful. E așa de minunat. I love to listen to that. Mă-mi place tare mult să ascult asta. Now I have to pay that you go on talking. Acum trebuie să te plătesc ca să vorbești. I understand. Înțeleg. Thank you, Florian. Nice. Mulțumesc. Thank you. Let's stay a little bit here. Să mai rămânem un pic aici.
Este uimitor câte lucruri se întâmplă. It's amazing how many things are going on. Are happening, yes. Deși, practic, nu se întâmplă nimic. Although, actually, nothing is happening. E ca și cum abia acum trăiești cu adevărat. It's as if it is only now that one really lives. Thank you too.